tânără a fost declarată în moarte cerebrală luni noapte și au fost prelevate de la aceasta ficatul și rinichii cu acordul familiei, a declarat marți pentru Mediafax medicul Bogdan Opriță, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Floreasca, unde tânăra fusese adusă duminică în comă profundă. Polițistul Marius Cârstea, ajutorul șefului postului de poliție din comuna Ile Caragiale, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit mort în mașina sa duminică dimineață, iar prietena lui, Elena Cârstea, de 23 de ani, a fost găsită în stare gravă, fiind împușcată în cap. Localnicii spun că mama polițistului, care lucrează în Italia, nu ar fi fost de acord cu relația fiului ei, pe motiv că fata este de etnie romă și că femeia îl suna periodic pentru a-i aminti să pună capăt relații, acesta putând fi unul dintre motivele neînțelegerii dintre cei doi tineri. Mama polițistului susține că fata a fost cea care l-a despărțit pe polițist de fosta lui soție. L-am sfătuit că nu este de el, în primul rând a avut o soție care i-am spus, tu din dragoste ai luat-o, am făcut cum să face normal, nuntă. Deci cu ea, ca orice familie de tineret, mai era gelozie, mai era asta, dar era cu ea. Era cu ea. Și dacă fata asta a intervenit, noi nu știm nimica. Noi n-am aflat decât acum că a avut să ținea de el de 2-3 ani de zile. Și de ce l-a distrus? Șeful IPJ Dâmbovița, Marin Gălbenuș, a spus că Marius Cârstea a fost testat psihologic în 28 noiembrie 2012, controlul arătând rezultate corespunzătoare. Acest polițist era un polițist foarte bine pregătit, un polițist care a avut calificative bune, se afla în timpul liber, armamentul era purtat corespunzător, iar faptul că era deținut la domiciliu ne dă, legislația în vigoare permite acest lucru și în urmă cu puțin timp a fost verificat de către șeful secției poliției rurale și chiar de către șeful poliției municipiului Moreni cu privire la modul de folosire, manipulare și păstrare armamentului. Prin organele donate vor fi salvate 3 vieți. Da. Așa s-au hotărât părinții? Așa s-au hotărât. A intrat în moarte. Doar uichea și în rest donează tot. El donează tot ca să mai trăiască, și el. Și să fie toți. Vă dați seama că acum o puteți vedea într-un fel în altcineva. Să fie toți vesel cum era ea, vioaie, blândă, cu minte. Așa cum era ea. Să ajungă la o altă viață, să fie la fel, nu? Să ajungă la o altă viață, dar măcar să o vedem odată pe aceea care eu la urmă. Să vedeți persoana respectivă care va primi? Atât, asta vă este dorința. Ca să ne răcorim cu ea, să vedem, să-i transmitem. Totuși avem așa un sentiment că ceva de-al ei e în altcineva și știm că, uite-mă, ficatul ei l-a dat la cineva care chiar a avut nevoie. Știm măcar că ceva de la ea e în viață. E în viață. O să trăiască într-un fel prin altcineva. Prin altcineva.